Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Comisia Electorală Centrală a anunțat că în Republica Moldova sunt peste 3,2 milioane de alegători, iar atribuiți pe circumscripții sunt puțin peste 2,8 milioane. În timp ce datele preliminare ale recensământului populației arată că numărul total al populației în țara noastră abia dacă se apropie de 3 milioane de oameni. Cât este de mare această discrepanță, prin ce se explică și cine are de câștigat de pe urma ei? Discutăm astăzi cu invitații mei din această seară, domnul Victor Ciobanu, editorialist, Vasile Năstase, jurnalist, membru al Platformei Demnitate și Adevăr, și Ștefan Urâtu, fost membru al Comisiei Electorale Centrale. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara. Am văzut, s-a discutat foarte mult, cel puțin pe online, în foarte multe medii, inclusiv pe rețelele de socializare. Există foarte multe cifre care sunt vehiculate, există o evoluție a numărului de alegători din noiembrie 2014 până la aceste date despre care Comisia Electorală Centrală spune că sunt updatate la data de 22 august 2016. Totuși, bine, e o diferență acolo de vreo 600.000 de oameni. Întrebarea, prima întrebare, de fapt, câți alegători sunt în realitate în Republica Moldova? În care cifre să credem și care este situația, de fapt? Eu am scris la această temă, prin mai îmi pare că am publicat iată, cifrele care au apărut astăzi sau ieri cu 3.200.000 peste 200 de alegători. Apropo, asta nu e nicio noutate, deci, ca să fie clar, alegerile din 2014 deja au mers pe varianta asta cu peste 3 milioane, în care au fost incluși, domnul Urât o să mă corecteze, 118, îmi pare că mii din regiunea transnistreană și, dacă mi-am inteles bine, vreo 200 de mii fără viză de reședință. Nu are importanță, deci are importanță că cifra a ajuns încet, încet la 3.227.000. Acum, datele preliminare anunțate în ianuarie 2015 ale recensământului atestă o cifră a populației în Republica Moldova de 2,9 milioane, virgulă, dintre care 330 de mii sunt plecați peste hotare. Deci cifra efectivă a populației în Republica Moldova ar fi undeva sub 2.600.000. Pornind de la aceste cifre, văzând așa o discrepanță, am încercat să folosesc datele statistice și am făcut eu o estimare pur statistică, din calcule, care este populația efectiv acum la moment, pentru că nu vor să ne dea nici datele recensământului și este clar deja că nici până la alegeri și probabil nici până în 31, cum a fost anunțat anterior, martie 2017, nu vor fi publicate, pentru că dacă se trece peste această dată, datele recensământului nu vor fi validate. Ei, am făcut un calcul... Alegerilor prezidențiale nu vor fi validate. Recensământului. Ele nu sunt valide și atunci nu ai cu ce să te referi. Și aici e paradoxul. Că avem o cifră oficială care este 3.227 și cecul așa și o să spună. Cifra asta oficială de unde o luăm? Din Registrul de Stat al Populației, care acum numără până la 4 milioane, circa 3.900 și ceva. Și atunci, legal moldovenește, totul este ok. Dar, pe de altă parte, această cifră oficială prezentată de CEC, de autoritatea care se ocupă de alegeri, nu corespunde realității. Ei, ca să nu fac, să nu monopolizez, calculul meu are ieșit din populația economică activă, care se vede în statistică pentru că ea lasă urme în statistică. Deci asta e populația 15 ani plus. Am făcut un calcul estimativ și am ajuns la cifra populației de 2.500.000 plus minus 100.000. Respectiv, numărul alegătorilor este undeva... Dar e plus 15 și nu plus 18. Nu, este plus 15 și nu plus 18 cetățeni cu drept de voce. Aici ar fi însemnat... Da, deci bine, acolo încă 3 ani care intră, normal că de la 18 plus e încă mai mică această cifră. Reșind dintre asta am ajuns la cifra de 2 milioane plus minus 100 și cifra alegătorilor, dacă spuneți de la 18 plus, deci e sub 2 milioane. Deci asta ar fi cam cifra estimată.
Am făcut atunci două publicații, nimeni nu a confirmat, nu a infirmat, autoritățile nu s-au autosesizat. Acum, iată, a venit nouă conducerea CEC-ului, iarăși, deja publicând această cifră, am văzut pe rețelele de socializare, iarăși tema a fost aprins foarte bine și atunci întrebarea, nu știu, este retorică sau nu, mergem la alegeri ca să numărăm ce. Deci avem alegători mai mulți ca populație, ceea ce în natură nu poate exista de principiu și atunci când marja depășește 1 milion de cetățeni, deci este peste 50%. Poate explica cineva sau cui ar trebui să ne adresăm să explice această diferență, această discrepanță de un milion de cetățeni, deci, sau de alegători? Eu încă 10 secunde ca să fie clar. Deci în registrul de stat a populației, respectiv în registrul de stat a alegătorilor, intră cei care se documentează, împlinesc o vârstă și așa mai departe. Dar asta e ca o țavă și un bazin, dar de partea aia nu se scot cei care au decedat, care sunt plecați și așa mai departe. De-aia cifra asta este în creștere și nimeni nu se îngrijește. În opinia mea este atribuția directă a CEC-ului, domnul Urât o să ne spună dacă am dreptate sau nu, să facă curățenie în aceste liste. Cum de făcut? E o problemă mai complicată? Pentru că până acum, din câte îmi amintesc, CEC-ul tot timpul păsa mingea în ograda primarilor. Ei, cum sunt primarii noștri, știm, deja și vedem cu ce liste am ajuns. Sunt câteva cifre. Și atunci ajungem în situația când suflete moarte votează... Ca să fim foarte exact, din acești 3.200.000 de alegători, trebuie pe circumscripții sunt 2.800.000, dar am niște cifre despre care aș vrea dumneavoastră, domnule Oretu, să ne vorbiți. Atunci când statistica arată pentru 2005 2,3 milioane și pentru 2014 2,8 milioane, iar în 2016 la doar 2 ani o creștere bruscă de 3,2 milioane, vorbim la fel așa cum a precizat CEC-ul astăzi, nu au fost incluși cei din stânga Nistrului? În 2001, când au venit comuniști, erau 2.200.000 de liste. Iată, 1 milion a crescut într acești ani. În 2014, 2,8, în 2016, 3,2 milioane. Totodată, dacă mi-aduc aminte exact, 106 persoane pe zi pleacă din Republica Moldova. Este un raport un studiu al celor de la BBC. Da. Și astăzi am verificat pe câteva... Nu e vorba de portaluri, este vorba despre World Atlas sau studii ample internaționale care monitorizează numărul populației pentru fiecare țară și Republica Moldova la nivel internațional ocupa poziția a treia după numărul populației în descreștere. Și mă întreb, cum se explică studiile internaționale, iată rapoartele BBC-ului despre Republica Moldova. Populația este în descreștere, iar numărul alegătorilor este într-o creștere destul de semnificativă, iar numărul populației este, de fapt, mai mic. Ca să fac o glumă, aș zice că aici domnul Tarle, fostul premier, a făcut un apel către populație și a spus că fiecare familie trebuie să aibă câte 3 copii, să nu sminte, unul pentru mama, unul pentru tata și unul pentru țară. Și atât brusc, din acel moment, a început să crească numărul populației. Dacă în glumă, dacă în serios, să zicem, eu, în primul rând, nu aș vrea să compar datele recensământului. Foarte mult se așteaptă datele astea, ele nu prezintă nimic, fiindcă recensământul a fost o spălătorie de bani. Nu a fost recensământ. Eu, de exemplu, și-am întâlnit 10 de oameni care îi cunosc, care au spus că la dânsul nimeni nu s-a adresat în timpul recensământului, nimeni nu l-a luat la evidență. Recensământul poate să ne dea foarte exact cifra populației, nu a gospodăriilor sau alte date. Nu ne dă exact nici ce, fiindcă guvernarea ne minte. Ne minte în toate aspectele, inclusiv. Acum noi putem doar să comparăm o minciună cu altă minciună și să vedem deci, care... Deci aveți în vedere că nu s-a făcut un recensământ calitativ. Calitativ, deci nu s-a făcut. Ei pur și simplu au spălat banii, i-au furat. Și-au recunoscut recent că asta au fost. Nu, ei pot să recunoască și din două motive. Că nu vor să arate cifrele, cel puțin cele care au fost... Pentru că noi deja am prezentat, de exemplu, din Raionul Telenești, noi am dat în Excel
toate datele cu privire la acest recensământ și care arată foarte clar că numărul cetățenilor Republicii Moldova din acest raion a scăzut dramatic în urma acestui recensământ. Iar acolo, da, e posibil că... Aveți o cifră? Da, să termin gândul, fiindcă, de fapt, Comisia Electorală Centrală, începând cu 2012, este unicul organ abilitat cu atribuții de a menține registrul de stat al alegătorilor și de a menține listele electorale. Pentru aceasta, Comisia Electorală Centrală trebuie în fiecare an să verifice, să acordeze cu Registrul de Stat a Populației numărul de alegători, acei care îi constatăm noi că au decedat sau sunt alte motive, se dublează, sunt o mulțime de oameni care după căsătorie au schimbat numele și rămân în liste și cu numele vechi și cu numele nou. Sunt o mulțime de oameni care au venit de pe Tiraspol, din Râbniță, de pe Aiurea, care au venit la Băcioi, de exemplu, în alegerile precedente. Ei au rămas în listele astea până acum. Mai mult de 50% din populația Băcioi, de exemplu, sau dacă luați Codru, sau oricare altă suburbie, și nu numai la Chișinău, dar oricare centru raional, o să găsiți că ei nu au nici măcar adresele. Deși ei trebuie să aibă acolo unde sunt, să zicem, structura cu adrese, ei trebuie să iei cu adrese. Nu sunt. De ce? Pentru că este mai ușor să iei oamenii într-o așa ne... Oricând, doctor Ciocan, el de asta și doctor, o să vă explice domnul, de ce... Da, una dintre întrebări. Și un moment, dați-mi voi. Aici e vorba despre două cifre care oricum dă... Iată, eu am luat, uitați, special am adus electorală, care o publică Comisia Electorală Centrală după alegeri. Luați 2009, 2011, 2014, dar am aici cifrele pentru toate alegerile începând cu 2005, iată în rândul acesta de jos, vedeți numărul total de alegători în anul respectiv. Iată aici, în 2005, avem 2.270.000. Exact. Vorbiți, domnule. 2.270.000. Las fi 2.300.000. 270, da. Pentru că acum se fix aceeași. Și 3 constant, milioane. Constant crește. Constant crește numărul acesta. Eu am văzut în 2010, am fost consilier la președinție. Țineți minte că atunci au fost probleme cu referendumul din 5 septembrie 2010. Țineți minte că au fost probleme, că nu a fost validat referendumul. Da. Și atunci am avut împuternicire de la președinte să merg să verific ce s-a întâmplat. Am fost la registru. Cifrele de la Registrul de Stat a Populației sunt mai jos. Cu toată populația sunt mai jos cu 200.000, aproximativ, plus minus, 200.000 decât a alegătorilor. Iată, aici eu aș lua ca reper alegerile din 2009, cele de-al doilea, din 29 iulie care au fost, fiindcă la primele alegeri, primul scrutin în 5 aprilie 2009, deci atunci au fost suflete moarte. Populația s-a revoltat și probabil, eu cred așa, că și structurile, cum spune, implicate în falsificarea alegerilor au dat o leacă, au micșorat gradul de falsificare. De ce eu sunt tentat să cred cel mai mult în aceste cifre? Deși n-am niciun temei și n-am nicio motivație să pot explica de ce din 2005... 2.273.200.000. Deci câte 100.000 pe an. Viteza de creștere a... Ca să ajungă la 1 milion. Dar statistica rata natalității în Republica Moldova este în descreștere. Da, dacă exact sunt corecte aceste cifre, zilnic în Republica Moldova se nasc 5 persoane și mor 6 persoane. 106 pleacă în fiecare zi, iar 4 din acești 106, 4 pleacă bine. Și deja pentru alte categorii, de alte motive pleacă din cauza sărăciei. Unica explicație, domnilor, cred că e o invazie a extraterestrilor pe care noi nu o cunoaștem și care se duce la Partidul Democrat și se înregistrează acolo ca alegători a Republicii Moldova. Iată, noi acum putem constata că în univers există 1 milion de extraterestri care au găsit Republica Moldova de cel mai... cea mai bună matriță în care au putut să se oploșească aici.
Nu, bine. Deci, uitați-vă, în cazul ăsta este vorba de matematică și de logică și de bun simț. Cum poți? Noi înțelegem foarte bine că avem un exod extraordinar de mare de populație. Și asta arată toate statisticile. La forța de muncă el se vede. Graficul e în descreștere catastrofală. Dați așa, cum să înțelegem că exodul, deci plecarea oamenilor provizoriu, nu-i scoate din registru. Noi înțelegem. Voi vorbesc de altceva. Există oameni care se duc și rămân și acolo. Gata, nu mai vin. Dar vorbim și de natalitate. Vorbim de faptul că este imposibil ca... Dom'le, așa ceva nu se întâmplă nici în China. Dacă raportăm la numărul de populație, da? Nici în China nu crește rata populației cu 1 milion sau cu 100 de mii pe an, da? Așa cum crește Republica Moldova. Or, noi știm foarte clar că marea majoritatea populației au un copil, doi, nu mai mult. Păi, de unde se iau chestiile astea? Cum poate, cum poți în 10, 16 ani, da? Dacă vorbim de 2000. 10 din 2005. Dacă care din 2005, 10 ani, să vorbim de 1 milion de oameni. De unde s-au luat ei? Deci ea putea fi să rămână la același nivel, fie să discrească. Da. Nu avea de unde să crească. Este absolut evident numărul legător. La nivel global, statistica internațională arată că Moldova ocupă unul dintre locurile fruntașe după țările cu cea mai înaltă rată a descreșterii populației. Da. În aceste condiții vreau să înțeleg de unde avem totuși aceste cifre. E vorba doar despre... Bine, dacă vorbim despre registrul de stat al populației, acesta, odată la ce perioadă se actualizează, cine are grijă în general ca acest registru să conțină date corecte? Iată, eu am aici o serie de comunicate de presă care au fost publicate în anul trecut, din momentul când s-a anunțat perioada electorală, de la 1 aprilie și mai târziu. Iată, dacă o să citiți aici, o să vedeți. Încă un flagrant în dosarul pașapoartelor plasat în preventiv. Adică arestat. O serie de asemenea comunicate în perioada aceea că au fost arestate grupări criminale, cum îi numesc aici, care falsificau vize, pașapoarte, buletine și așa mai departe. Eu am adresat Procuraturii Generale atunci un demers. Vă rog să mă informați cam ce dimensiuni au falsificările astea. Fiindcă dacă așa se face, la alegeri, sigur că se face. Cineva plătește, evident că cel care poate face, să zicem, buletine false sau vize de reședință, o să le facă, contrabani. Acum oricine se face. Se face la bacalaureat. Se face. Iată, în alegerile din anul trecut, constatăm că primăria ne dă, când într-o anumită perioadă s-au făcut 135 de vize provizorii, deci să zicem așa, reședință, da? Da. De la Registrul de Stat a Populației ne dă cifra de 80. Deci o diferență de circa 50 de persoane care între aceleași două instituții ale statului, dar le dau diferit. Acum eu adresez procurorului, domn procuror, sau că aceste vize sunt false, care s-au făcut, sau documentele sunt false, sau că una din două instituții ne minte, sau ambele ne minte. Vă rog să verificați. Nici până azi n-am răspuns. De ce? Pentru că lor le trebuie să păstreze minciuna așa, că altfel să... Ați spus anterior un lucru extraordinar, dar vreau să-l precizez. Că atunci când ați verificat registrul de stat, de fapt, datele în registrul de stat erau mai mici decât cele în registrul alegătorilor. Da. Păi asta nu poate iarăși să existe așa ceva, pentru că în registrul alegătorilor intră cei de la 18 în sus. Desigur. Dar, deci, iarăși o gafă evidentă și atunci unde se produce, de fapt, falsificarea? Pentru că cecul, dacă mi-amintesc, cel puțin conducerea precedentă, decât în repetate rânduri, a invocat faptul că ei iau direct datele din registrul de stat și aici
Totul este absolut ok și nu se poate falsifica aceste date. Acum, dacă dumneavoastră afirmați, iar dumneavoastră ați spus acest lucru, că datele din registrul de stat sunt mai mici decât cele ale alegătorilor, înseamnă că aici, la intrare în registrul alegătorilor, există o fraudă masivă. Bine, atunci, pentru că ea trebuie să fie cu 20% mai mic acest număr, cu 30%. Eu am calculat că cu 600 de mii de persoane trebuie să fie mai mic numărul, deci lista alegătorilor, decât lista... Păi asta am zis, la 3 milioane, cam 20% sau... Alegerile din 2014, și comprați numărul de alegători și numărul de buletine de vot. O să găsiți că buletine de vot au fost produse cu peste 315.000 mai mult. Pentru 2014, în felul următor, cam infograficul chiar în fața mea, potrivit registrului de stat a alegătorilor, erau înregistrați 3.226.446 de cetățeni cu drept de vot. În baza listelor electorale, pe baza de birouri electorale arondate la anumite primării, 2.844.065 de persoane, cetățeni înregistrați în stânga Nistrului 211.329 de persoane, cetățeni cu drept de vot, dar fără viză de reședință, 171.052 de persoane și structura electoratului deja pe categorie de vârstă și procentaj. Și pentru prima dată au votat la alegerile în 30 noiembrie 184.000 de persoane. Astea sunt cifrele pentru 2014. Acestea sunt cifre, să zicem așa, publicate oficial, dar ele sunt mincinoase. Oricum, în 2 ani, cum se explică, domnule Urâtu? De la 2,8 milioane alegători la 3,2 milioane de alegători. Nu. 2,8 sunt pe circumscripții, adăugați la 2,8 acelea 211.000. În 14 s-au introdus partea asta cu pașapoarte din Transnistria și cei fără viză de reședință. În total fac 3.240.000. Asta a fost prima dată în 14, așa, da. Întrebare, pentru ca să înțelegem unde are loc, totuși, e fraudă sau nu e fraudă, sau ce este anume la mijloc, cine se ocupă de selectarea datelor din registrul de stat a populației? Asta și... domnul Urâtu poate să ne spună. Da, teoretic, trebuie să fie, după legea 101, trebuie să fie o bază centrală, care trebuie să o facă Moldova Electronică, să fie acolo introdus registrul de stat a populației, să fie introdus registrul deținuților, registrul militarilor, registrul decedaților. Sunt structuri speciale care trebuie să facă acest registru și să le dea într-o bază unică. Și de acolo, registrul alegătorilor, apropo, tot acolo trebuie să fie. Și iată, registrul alegătorilor face schimb cu registrul de stat a populației. Când au crescut sau a decrescut numărul de populație, alegători, da? Deci, care au mai mult de 18 ani, respectiv, acest număr se indică acolo. În 2014... Cei decedați, respectiv, în mod automat, se radiază Ei nu se radiază, dar se spune că ei se pun într-o... așa, dar practic se ascund nu știu de ce asta e, așa spune... codul și legea respectivă, că ei nu se radiază complet, dar se pun în Excel, se acoperă, știți cum este așa, rubrica asta, este așa. De ce? Se ascunde și poate fi probabil că se păstreze anumite date, probabil că cineva a văzut aici. Nu pot explica de ce, dar atunci când eu am încercat să verific anumite date de astea, domnul Ciocan, și mă duc la... ca fiind vicepreședinte a Comisiei Electorale Centrale, mă duc la membru aparatului și cer acolo să văd cifrele pe loc. Nu o să-mi spună el. Domnul Ciocan, domnule, tu prea adânc, tu șezi în birou și ceri. Ei o să-ți aducă datele care trebuie. Datele astea întotdeauna le filtrează Ciocan. Chiar și atunci când este expertul din IT, Ciocan explică mai bine decât și... Domnule, noi asistăm acum la pregătirea cele mai mari fraude electorale din istoria Republicii Moldova. Bandiții ăștia se joacă cu focul. De ce au prins fitilul? Ar trebui cumva să-l taie, pentru că o să fie o explozie socială nemaipomenită. Noi o să aflăm foarte, foarte multe lucruri după aceste alegeri pe care le vom câștiga. Vom afla foarte clar cum s-au falsificat registrele,
Cum acolo au fost incluși morți și din primul război mondial și din al doilea război mondial și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri extrem de grave pe care le fac acești bandiți. Este imposibil, este inadmisibil ca timp de 10 ani populația Republicii Moldova să crească cu 1 milion, când este foarte clar că noi suntem codașii lumii la natalitate. Deci toate statisticile mondiale asta arată. Deci bandiții ăștia pur și simplu deja ne mint pe față. Populația fertilă e peste hotare, de ce se nasc acolo, exact. Copiii deci, și numai sunt cetățeni. Iată, asistăm la această chestie. Deci, așa trebuie să punem lucrurile. Eu vreau să vă spun că acum o lună am stat de vorbă cu reprezentanții OSCE-ului care au venit de la Varșovia și au avut o întâlnire cu reprezentanții societății civile și a partidelor extraparlamentare, probabil și parlamentare. Le-am prezentat toate aceste date, le-am arătat care sunt tehnicile de fraudare a alegerilor, deci celebrul carusel, ștampile, mituirea deci oamenilor. Iată, chestia asta e foarte curioasă și foarte interesant de analizat ca metodă de fraudare, când banditul investește într-un buletin fals cu 100 de lei. Deci nu mai umblă să mai dea omului, nu știu cât acolo, 300 de lei și cu sticlă de ulei și cu orez și cu nu știu ce. Cred că e mai ieftin că e provizoriu de asta. Exact, păi da, și poate și mai mult. Hai să zicem 50 de lei. Deci el investește chestia asta, îl trimite la vot prin turismul electoral și mai departe și iată de aici apar toate chestiile astea. Iată încă o chestie din care acum, în această clipă, procuratura lui Pește trebuie să autosesizeze. Să vadă, într-adevăr... Și s-au tot zis, dacă eu i-am dus probe. Exact, i-am dus probe, dar nu le examinează. Acum îi spunem foarte clar că se falsifică buletine ale cetățenilor Republicii Moldova, fie provizorii, fie de astfel, că nu mai contează cum. Omul s-a dus cu buletinul, a arătat omul care stă în comisia electorală nu este un specialist care spune, domnule, buletinul ăsta e fals sau nu. Nu știe. Și omul îi dă buletinul, s-a dus și a votat. Ăsta este un fals cetățean care el de fapt are altă identitate și el de fapt a mai votat odată. Înțelegeți? Și mai dă cu buletinul ăsta cu tot cu poza lui și s-a dus la altă secție de votare și a votat acolo pe listă suplimentară. Și de regulă se votează pe listă în acele secții de votare acolo unde comisia este controlată. Și... Domnul, v-am spus principalul instrument de fraudare este următor. Înainte de alegeri, așa cum acum, se declară un număr exagerat de alegători. Respectiv, trebuie să fie și numărul de buletine, fiindcă codul electoral spune că numărul de buletine trebuie să fie egal cu numărul de alegători în liste. Iată, în 2014 s-au făcut 315.000 de buletine în plus. Aceste 315.000, e destul la o secție de votare să ai două buletine în plus, ai pus ștampila și mai ales că în anul trecut și în 2014 ștampile Lingățeu, dacă țineți minte, și deținuții Plăsăroacă. 5% de fraude din au spus că un deținut a înghițit o ștampilă. Nu, e mai mult. Deci e mai mult. La 1 milion. La 3 milioane este 10%. Dar dacă luați la numărul de alegători, asta o să fie 20%. Pentru că acum ai 300 și ceva de mii, din 3 milioane, dacă le credem așa, deci practic este 10%, da? Uh-huh. Dar iese la votare de obicei jumătate. Jumătate, da. Înseamnă că asta se dublează. Este 20%, da. Da, eu. Da. Aș spunea că cineva din deținut a înghițit o ștampilă după spusele doctorului. Se spunea că doctorului. Eu am depistat că ștampilele se pierdeau pe drum, înseamnă că, deci mass media, de la Inspectorat General de Poliție, îi comunică lui Ciocan, se transmite în mass media că, uite, la Soroca cineva a înghițit ștampila votat. Ca să-mi arăte mie că, uite, ștampilele astea, așa, e un lucru că poate să piardă, poate să este. La care eu am insistat, zic, hai totuși să vedem ce e cu ștampilul. Când am văzut până la urmă, zic că nu, chipurile, că deam s-o lunicat sub masă și oamenii au crezut că el a înghițit-o. Dar asta s-a făcut de ce? Pentru că dacă ai buletin în plus, ștampila votat, dar ștampile s-au făcut, vă spun, cu duiumul. Nimeni nu a dus evidența. Eu prima dată am încercat acum să duc evidența. E clar că s-a făcut incendiu la depozit unde trebuiau să fie ștampile. Și eu nu cunosc, din păcate, atunci nu eram vicepreședinte și nu puteam să verific ce a fost acolo. S-a aprins garajul doctorului de la Becu. Un garaj din beton, puteți vă dați seama că s-a aprins de la Becu care era sus la panoul de beton. S-au prins garajul și au ars ștampile și ce vreți acolo.
Deci, iată vă spuneam că se fac ștampile și buletini în plus, acel care are bani vine și cumpără. Respectiv, am și informații. S-au dus buletini cu sacii. 800 la Taraclea Corten, 100 la Briceni, 500 la Căușeni. Și tot așa, un ofițer de urmărire penală care ducea un dosar similar la Botanica, mi spunea că, domnul Rât, am impresia că cineva era cu un camion întreg de buletini și de care vrei de ăla îți dădea, fiindcă la Sângera și la Băcioi, dacă țineți minte, prin rapoartele IGP, era raportat că s-au găsit buletini de vot deja după închiderea secțiilor de votare, s-au găsit de la Buiucani, de la Ciocana, la Băcioi. Ce căutau buletinile de vot? Culmea este că aceste toate secții de votare care au fost acolo enumerate au raportat că buletinile de vot au fost toate găsite. Adică câte au primit, atâtea. Înseamnă că buletinile ori s-au tipărit în exces, ori s-au falsificat undeva la un printer sau ceva s-au făcut, sau altfel. Deci, acum revenim la liste. Iată, eu am aici o scrisoare pe care tot, eu cred că a organizat-o domnul Ciocan, dar ea este oficială. Viceprimarul de la Băcioi comunică că trebuie retipărite listele electorale pentru că la dânsul în unitatea respectivă se găsesc circa 2000 de persoane în conflict de adrese. Ce înseamnă conflict de adrese? Adică oameni care nimeni nu știe cine sunt ei. Pentru alegerile locale? Care... Pentru alegerile din anul trecut. Locale? Da, da. Deci eu mai întâi m-am revoltat. De ce domnul Ciocan a retipărit listele în mai mult de 70 de localități fără măcar să comunice membrilor CEC? Listele electorale se tipăresc cu 22 de zile înainte de ziua votării și se expedează la primării, la secțiile de votare. După asta nimeni nu mai are dreptul să mai îmble acolo, să le mai retipărească. Dânsul a găsit motivul. Iată, a organizat, că anume de la Băcioi, unde era primarul de la Pelei, el trebuia să-mi facă mie un fel de, parcă, gest. Uite, tu mai bine taci, că uite, este să voștri chipuri. Dar eu zic, dacă 2000 de legători, dar știu că înainte de asta și la Codru erau 3000 de legători. Tot așa, necunoscuți. Am chemat reprezentantul de la Registrul de Stat a Populației. Am chemat secretarii de la cele două primării. Am pus doi membri din Direcția Gestionare a Listelor Electorale și Tehnologiei Informației. I-am pus lucrați și aduceți în concordanță. Că ei spun, în momentul când am introdus registrul alegătorilor, când am făcut importul, iată s-a dovedit că toate listele este așa s-au încălșit încât 2000 de alegători din Chișinău au nimerit la Băcioi. Dar 2000 de alegători din Băcioi au nimerit în Chișinău. Acum eu zic, procuror, verificați, au votat ei și acolo și acolo sau nu? Vreau să întreb totuși, cine va merge la alegeri pe 30 octombrie, cel puțin, bine, nu vorbim despre Chișinău, Bălți, Cahul, despre orașe. Vorbesc despre sate. Multe din satele din Republica Moldova sunt depopulate sau puțină lume a mai rămas în aceste sate. Și mă reîntorc volens nolens la numărul în creștere a populației. Deci, realitatea arată într-un fel în satele din Republica Moldova. Pe hârtie, cifrele arată o altă realitate. Și aici mă întreb care va fi totodată sau care ar trebui să fie misiunea observatorilor internaționali și dacă se poate face din start sau de acum ceva, demersuri inclusiv pentru ca să fie monitorizate toate aceste aspecte. Deci, în moment când CECO a publicat aceste liste și am văzut că sunt iarăși intacte, fără a se face o curățenie generală în ele, da, cu această cifră care absolut nu corespunde realității, cum de făcut curățenie, cred că dacă vom avea timp vom discuta cu domnul Râtu, pentru că și asta este o problemă, dar impresia mea este că guvernarea deja nu o să facă regulă în aceste liste. Deci să fim conștienți că la alegeri vom merge cu această cifră de 3.227.000, care este oficială. O să vedeți toate explicațiile care vor apare, deja le știm, că așa se importă, mai nu știu ce, și așa mai departe. Deci, unica soluție ca aceste alegeri să nu fie fraudate masiv sau
într-o măsură cât de minimizat această fraudă, constă în observatorii naționali. Și aici cred că toate partidele care participă, inclusiv cele care nu participă, aș crede că ar trebui să fac front comun ca să se ajungă odată la verificarea rezultatelor. Pentru că, în ultimă instanță, aceste mai puțin deja contează din 3.200.000 calculăm, din 2.800.000 sau din 2.000.000. Important e cifra asta care se dă pentru un candidat sau pentru alt candidat. Deci și aici, chiar la sectoarele de votare, observatorii naționali, observatorii internaționali, cred că și sunt convins că vor sta cu ochii pe aceste alegeri și cred că nici guvernarea nu este acum în așa situație ca să-și permită. Cu siguranță va începe. Eu totuși aș vrea să întreb care este area de acoperire a observatorilor internaționali. Exact. Promolexul care face numărătoarea paralelă, de-aia spun, nu toate partidele o să aibă reprezentanți în toate secțiile de votare care sunt peste 2000, da? Partidele cele mari, partidele mici, acolo unde se pot implica. Pentru că atunci când sunt mulți observatori în secție de votare, cel puțin acolo se poate de ajuns. Și pe urmă de verificat deja cum acest rezultat din secție de votare, cum ajunge la CEC și în ce se transformă la CEC, fiindcă aici tot este important. Pentru că au mai avut cazuri când sacii s-au pierdut pe drum, s-a mai întâmplat ceva cu buletini și tot felul de minunății de genul. Dacă vorbim de fraudare, deci noi acum vorbim de un aspect al fraudei, da, listele electorale, care se consideră de fapt cel mai important în toată lumea. Asta e una din cele mai importante mijloace de fraudare, listele electorale. Sau, poate nu fraudare, dar erori electorale. Exact. Însă, atunci când noi pe site la Comisia Electorală Centrală avem buletine, procese verbale, semnate în alb, adică niciun fel de cifre, doar semnăturile membrilor biroului electoral. Puneți orice cifre doriți și atât ele sunt acum. Când vorbim noi, încă au mai rămas pe site. În pofida faptului că eu am ridicat întrebarea asta, am trâmbițat de multe ori. Și au pus chipurile, că au pus să verifice și nici, nu le-au găsit nici măcar pe toate atunci. S-au găsit, unele au fost corectate, dar nu toate. Deci asta se vorbește despre ce, că sunt atât de masiv fraudate alegerile, încât a pune un proces verbal gol, fără cifre, asta e o situație normală. Înțelegeți? Deci nu poți să vorbești despre alegeri libere și corecte în această situație. Când te minte din toate direcțiile, adică nu este concurență cine face mai bine, dar concurență cine mai rău și cine mai obraznic. Iată, asta pe mine mă îngrijorează, fiindcă în toate domeniile, nu-i numai aici. Și la finanță și la ce vreți. Asta înțelegeți? Dar aici e cel mai important, fiindcă asta e temelia democrației. El aici fură putere, dar pe urmă cu putere îți fură orice drept al tău. Exact asta am vrut să precizez și eu, că de fapt asta este cea mai mare afacere al lui Plahotniuc în Republica Moldova. Pentru că el nu investește în economia națională, el nu plătește impozite la stat. Manager, da? De succes. Da? El e manager de succes. Manager de succes anume în prădarea alegătorilor și în coruperea lor. Iată asta, aici partiduțul ăsta democrat face minuni. El de ce are nevoie de 3 milioane de buletine de vot? Pentru că el știe cu parte din cetățenii noștri care sunt plecați în Italia, în Portugalia și în străinătăți, nu o să vină să voteze. Nu vor veni. Și el va folosi aceste buletine în locul lor, le va băga în urnă atunci când ele deja sunt introduse încă de dimineață. Sau găsesc modalitatea de a schimba urnele astea. Deci fac orice. Sacii ăștia, mi-au spus polițiști cum pe drum sunt schimbați sacii cu buletine și puși alții. Este groan. De ce ei vor să aibă un bazin mare? Adică, domnule, 3 milioane, din 2 milioane poți fura mai puțin, din 3 milioane poți fura mai mult. Și atât milionul ăsta, el e de ajuns să-și iei un 300-400 de mii sau 500 de mii și atunci mai are, deci, un 20-30%. Acest milion în procente cât înseamnă? Putem? Acest milion în procente cât înseamnă?
Păi socotiți dacă cifra efectivă e de alegători de 33%. Ajungem de la 20. Deci 33% din populație. Bine, nu se ocupă majoritatea în Parlament. Da, atunci noi ne dăm seama că dacă ajungem la cifra aia de 300.000 de care vorbeai, partidul ăsta, partiduțul ăsta democrat ar fi luat 5%, dacă o mai furat încă 10 și atât de aici are 15%. El mai mult de 5% n-are, pentru că toate sondajele de opinie asta arată. Nu are partiduțul democrat mai mult de 5%. El nu intră în Parlament. Și când te uiți la alegeri, discrepanța dintre sondajele de opinie care arată la ceilalți concurenți corect cifrele, sau plus minus eroarea, marja de eroare, iată că la partiduțul democrat el sub de la 5% ajunge la 15%. De ce? Pentru că aceste 10% sunt fraudate, sunt furate de la cetățeni. Iată, asta trebuie să înțelegem foarte clar. Acum trebuie să facem niște declarații foarte tranșante, să ne adresăm instituțiilor internaționale, încă o dată OSCE-ul, încă o dată deci, americanilor și europenilor, să ia act de chestia asta. Noi vrem, de ce n-au vrut să schimbe Comisia Electorală, să fie una lăsată opoziție, lăsată societății civile? În mod normal trebuia să fie condusă și chiar au promis chestia asta. Au promis chestia asta și n-au făcut-o. De-aia trebuia să plece doctorul Ciocan de acolo, să nu stea în spate cu toate schemele pe care le cunoaște și le aplică. Da? De-aia trebuia să vină acolo niște oameni ai societății civile care sunt integri, care cunosc foarte bine acest proces și atât acum ar fi trebuit pur și simplu să duduie satele de verificarea listelor. Deci exact. Și cei de la registru, și cei de la primărie, și cei de la CEC, trebuia să facă o comisie mixtă, să meargă în satele noi, că nu e atât de... Domnule, cât ai să lucru? O zi, două, trei. Cât ai să numeri o populație dintr-un sat care are 700 de locuitori sau 1000 sau 1500? Nu mai avem noi acum sate de 10.000 și de 15.000. Iată, domnul Rătă, să ne spună, cu două luni înainte de alegeri, listele de CEC sunt expediate acolo la primărie, ele se afișează și îndemnăm toată populația, toate partidele, concurenții și tot așa. Ele se expediază cu 22 de zile înainte de asta. Dar alea curățite, eu asta am avut în vedere. Noi am făcut... Deci ca să reducem sufletele cele moarte. Iată, vă spun. Încă atunci când erau primăriile, în 2011, erau primăriile responsabile de perfectarea listelor electorale. Eu am venit la CEC atunci și Ciocan ținea prea, așa zicem, cum se zice, râvnivă, prea gelos, ținea toate frâurile, nu cumva să intrăm noi într-un domeniu pe care el să nu controleze. Și atunci am găsit, eu zic, să mă ocup să văd dacă în 2009 au fost sau nu temeiuri pentru revolta aceea care a fost la 7 aprilie. Erau, slavă Domnului, atunci listele electorale din toate scrutinile erau pe masa de lucru a calculatorului meu. Am luat, le pun în Excel, de la secție la secție, controlez. În fiecare secție, cel puțin 50 de persoane neavenite, adică dublate, triplate, moarte și ce vreți acolo. Deci era, de exemplu, într-un loc, Urâtul, SG. În alt loc, Urâtul, Ștefan. Într-un loc, anul nașterii, de exemplu, 0901-1951. În alt loc, 1951. Într-un loc, adresa se vede aceeași, numărul de buletin este același. S-a ajuns chiar la aceea că, de exemplu, în chirilică, unele nume se încep cu niște litere care și în chirilică și în latină se scriu la fel. De exemplu, Andreev, da? Sau Kirilov cu capă, da? Deci se pune prima literă în chirilică, după aceea scrie cu latină. Te uiți, e celuși. Eu am găsit așa, dacă sigur că trebuie să muncești într-o asta, mă uit, băi, două nume alături și computerul nu le dă ca fiind egale. Care e motivul? Chem ăștia, specialiștii de la computer? Nu-mi spune. Da. Am găsit un băiat, un prieten specialist, îl întreb. Deci, primul A era în chirilică, iar celălalt era în latină. Și ele au anumite diferențe de caracter. Altfel decât acel care era scris cu A în latină și toate cuvintele în latină. Bine, vreau să... Deci sistemul de programare. Acum, ca să termin gândul. Asta a fost în 2011, către 1 martie. Noi am verificat. Atunci codul electoral spunea către 1 martie, fiecare primărie verifică listele și ne le trimite nouă. Noi le verificăm încă o dată și atunci eu am făcut verificarea asta, după care și domnul Ciocan și toți ceilalți s-au implicat, a fost fundația AIFES, care a finanțat verificarea și purificarea listelor, fiindcă trebuia să mergem la compunerea registrului alegătorilor și era foarte benefic și a venit asta. Am curățat listele cele, au fost 241.000 de alegători, au fost scoși din liste.
Și am procesul verbal, toate datele astea. Dintr-o curățenie. Da. Și dacă una legător era de 116 ori se repeta în liste. În diferite liste. Eu am avut posibilitatea să verific doar în fiecare secție. Dar împreună cu CEC, cu AIFE, s-a verificat pe toate, la nivel național. S-a întâmplat după 2009. Ascultă, deci asta 2011. A fost în 2011. 2011. Da. Acum, le curățăm, le trimitem la 5 iunie la alegeri. Uh-huh. După alegeri zic, ia să vedem, dar cum se întorc ele de acolo? Când am verificat într-o stare și mai gravă decât erau până. N-am putut să stabilesc unde, la ce moment ele s-au schimbat. Nici ceilalți, fiindcă domnul Ciocan ține lucrurile așa. Deci ține foarte bine. El se bazează, ba, pe dați caracter personal, ba, instruiește aparatul că să nu dă acces la cei care prea adânc sapă și așa mai departe. Și nu am putut stabili din ce motiv s-au fraudat așa. Însă, acei de la AIFE s-au rămas foarte dezamăgiți. Deci, uite, am făcut atâta lucru și acum am zădat. Am mai verificat încă o dată. Am trimis membrii aparatului cu echipe mobile. Le-am făcut special o aplicație în, zicem, în Excel ca să meargă și să înveți pe secretarii primăriilor, care de obicei sunt responsabili de liste, cum să lucreze să se reducă aceste fraude. Și după aceea tot mai încet, mai încet, așa s-au micșorat numărul de persoane incluse în liste, dar după alegerile din 2014, asta e catastrofă. Așa ceva nu a fost nici în 2011, nici în 2009, și niciodată în istoria Moldovei. Vorbim despre observatorii internaționali, nu degeaba întrebasem care este area lor de acoperire și care sunt competențele lor, pentru că, pe de altă parte, noi am văzut și cu alte ocazii, în diferite chestiuni, ce țin de monitorizarea anumitor procese în Republica Moldova, observatorii internaționali sau experți internaționali țin în mână doar hârtiile pe care le sunt puse la dispoziție de anumite instituții. Da. Acum, în timpul mai vizitează secțiile de votare. Lor le se spune, nu se pat stare adânc, așteptați că vă o să vedeți cifre. Ce pot face ONG-urile, instituțiile internaționale până la alegeri și ce pot face observatorii internaționali în ziua alegerilor? Până unde pot merge sau până unde merg? Pentru că noi vedem din partea guvernului, de altfel, o predispunere pentru a aduce cât mai mulți observatori internaționali. Întrebarea e până unde pot observatori internaționali să meargă. Ați sesizat exact întrebarea asta. Tendința, deci, observatorii o să fie mulți. Pe parcursul zilei ei vizitează diferite, cum a fost la locale suburbii, văd că procesul merge, deci toți votează, deci este ok, da? Și după asta, probabil, monitorizează deja datele. Deci ei nu pot sta peste frauda asta care se face acolo după ce s-a închis secția de votare la... Deci ei nu pot opri fraude. Nu pot opri. Asta este problema. Deci problema opririi fraudei, în primul rând, revine iarăși. Deci am spus că la secțiile de votare trebuie să fie observatori de la toate partidele, de la cu numărători paralele, Promolex o face permanent, poate încă cineva s-ar implica să fie ca să fie cifrele astea. După alegerile din noiembrie 2014, Promolexul a scos la iveală mai multe chestiuni care urmau să fie motiv de anchetă a Procuratorii Generale și așa a rămas. Promolexul e Promolex, e un ONG, țineți minte declarațiile și scuzele de rigoare din partea oficialităților de după. Acum o să avem, probabil, un studiu și după aceste alegeri, dar ați vorbit despre partide care ar fi bine în ziua alegerilor să monitorizeze, să vadă. Întrebarea e dacă observă ce se întâmplă. Pentru că noi am văzut și la alegerile data trecută declarații. Sunt declarații politice, o să vom vedea. Deci, dacă îmi permiteți, aici vreau să vă spun că Kimmo Kiljunen, care a fost conducătorul delegației OSCE în 2014, eu n-am niciun temei să cred în omul ăsta. El este un om corupt și o spun cu certitudine. El atunci când Smirnov pleca de la Tiraspol și își lua valiza și pleca în Canada, el a zis că hai să facem federalizare.
Deci omul este băgat acolo cu diferite troici, vine și face asta. Trebuie să urmărim și oamenii care vin aici. Sunt foarte diferiți. Poate să-ți aducă plohătniuc, contrabani, poate să aducă pe oricine. Ce se mai face? Că desi ori iată, am văzut tehnologia asta la, și la colegul meu de la CEC, fostul coleg, că deci îl impune pe reprezentantul organizației internaționale să facă o declarație, după care el deja nu mai poate da înapoi. Avem puțin timp la dispoziție și concluzie, inclusiv cu soluțiile pe care le vedeți, pentru ca să avem alegeri corecte și cât mai puțină fraudă. Aș vrea să spun că referitor la OSCE, atunci când ne-am întâlnit cu ei, i-am rugat foarte mult să nu vină doar în ziua alegerilor, să vină cel puțin cu o lună, două. Și am văzut după aia că a apărut un raport al USR-ului în care ei spun, vorbesc despre acest lucru, că recomandă ca reprezentanți, observatorii USR-ului să vină în Republica Moldova cel puțin cu o lună înainte, dacă nu chiar cu două. Se numește observare de lungă durată, ei vin de obicei. Exact, observare de lungă durată și să vină cu un număr suplimentat de reprezentanți ai lor, pentru că au înțeles că în Republica Moldova există o problemă gravă prin care alegerile sunt fraudate. Și sper că acest lucru să se întâmple. Doi, eu cred că, dacă vorbim de concluzie, da, eu cred că un rol foarte mare în a opri această fraudă este societatea, sunt cetățenii Republicii Moldova care trebuie să ia act de aceste lucruri, trebuie să se informeze, să găsim poate modalitatea de a protesta împotriva acestor lucruri, să vedem cum o vom face, în ce mod, dar nu putem lăsa lucrurile în așa hal, pentru că, încă o dată repet, aceste alegeri sunt cruciale pentru Republica Moldova, iar Plahotniuc vrea cu orice preț să oprească scoaterea Republicii Moldova din captivitate și destructurarea oligarhiei criminale. Asta este scopul lui și aici el va face tot posibilul pentru ca lucrurile să rămână neschimbate. Va investi bani, va corupe alegătorii, va face absolut tot ce depinde și nu depinde de el. Dar noi suntem mai mulți. Nu pot ei fura atâta cât votăm noi. Și prin urmare asta va fi lozinca noastră și vom încerca să facem tot posibilul pentru a bloca această crimă. Domnule Orot, care ar fi recomandările dumneavoastră? Deci, eu aș spune că fraudarea s-a pornit de mult, acelor alegeri care o să fie în octombrie, s-a pornit de mult. Ceea ce s-a publicat azi, de exemplu, este o confirmare a celor fraude care se preconizează. Deci eu nici nu m-aș băga în alegeri acum. Să vede, ele trebuie anulate și trebuie schimbat cei care stau la guvernare să-și dea demisie pentru că ei nu s-au isprăvit cu guvernarea. Dacă vorbim de tema care o avem azi, listele electorale, trebuie ca Comisia Electorală Centrală să răspundă de ce listele electorale pe care s-au votat și care ei, conform regulamentelor și legii 101 și codul electoral, trebuie să le studieze, să le contrapună cu registrul de stat al alegătorilor, să vadă care din alegători și unde s-au mutat, din ce cauze, de ce au votat acolo, dar nu dincolo, de ce au votat de două ori și de ce polițiștii și militarii au votat atunci când nu aveau dreptul și iată, să purifice listele. Evident că ele o să aducă, o să descopere foarte mari. Dar dacă nu fac acest lucru, înseamnă că e degeaba să mergi în alegi. Eu cred că partidele concurente, acele care nu sunt controlate acum de Plahotniuc, sunt cointeresate direct în a face curățenie. Eu cred că trebuie de insistat în fața organismelor internaționale, dacă vin înainte, de a găsi o modalitate, chiar nu știu pe cât va fi ea de legală, pentru că ați spus cu 22 de zile deja listele sunt gata, fie cu două luni înainte de scrutin să fie prezentate aceste liste și de îndemnat toți cetățenii să meargă să se regăsească ei pe liste și să sesizeze acele comisii împreună cu observatorii unde sunt persoane decedate, unde sunt vecini plecați care de ani de zile nu mai trăiesc și așa mai departe. Sunt chiar în propriile lor apartamente. În așa mod de a face o curățenie cu eventual două luni înainte, ca pe urmă să ajungem totuși la o cifră cât de cât rezonabilă. Dar un moment. Pentru că altfel, oricare, și aici vă spun, oricare rezultat al alegerilor poate fi ulterior contestat
pentru că aceste cifre sunt absolut neveridice, deci sunt fraudate pe liste. Respectiv, aici mă refer și la scrutinul din 2014 și din 2015 și acum din 2016. Și mă adresez la membrii CEC care... poate nu 100%, sunt controlați tot de Plahotniuc. Vreau să spun că aici o să vină momentul responsabilității și la dumneavoastră. Și după, ce, după schimbarea guvernării, când se va face curățenie, asta va fi o cauză penală. Absolut sigur. Propunerea mea este că, iată, haideți noi să luăm câteva localități. Nu așteptăm acele două luni despre că eu spun că legea nu permite și nu. Da. Hai să luăm câteva localități și să verificăm. Corespunde sau nu corespunde, cu listă. Dar ar fi un exercițiu foarte interesant. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Presim că acest subiect o să revenim pe micile ecrane. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei ne revedem și mâine la aceeași oră. Toate bune!